Gazul arde serios buzunarele vasluienilor. Gerul din luna februarie s-a resimțit din plin în facturi care efectiv s-au dublat. În luna ianuarie m-am bucurat când factura a fost de doar 2.300.000 pentru o suprafață de 150 de metri pătrați. În schimb, factura pe luna februarie ne cam usucă pe toți la buzunare pentru că practic este dublă. Am fost nevoit să dau drumul mai tare la centrală, ce-i drept asta, pentru că cel puțin la Vaslui temperaturile au fost cu mult sub minus 20 de grade. Și acum dacă se încălzește o să faceți economie, o să dați drumul mai puțin la centrală, având în vedere că ați plătit atât de mult? Evident, evident, pentru că orice oră de funcționare a unei centrale ne scoate bani din buzunare. Noi am plătit 8 milioane 800 de roni. Am plătit. Da, dar stăm la casă și nu izolată. Și în ianuarie cât ați plătit? 4 milioane. Când deci, practic, s-a dublat. S-a dublat, da. De ce? De ce? Că am dat drumul la toată casa, fiindcă a fost foarte frig și am dat drumul la toată casa și s-a dublat. Ne-am uscat, da, da, dar ne-am așteptat. Mai scumpă decât toate lunile, fiindcă mama lor al dracu, că ne-a zăpășit. Ați lăsat centrala non-stop sau de nu, ce? Nu, cam, nu. Și mai mult de 20 de grade de caz n-am avut, da. Dar a fost foarte frig. Temperaturile în cursul nopții au coborât în februarie până la minus 20 de grade, iar consumul de gaz a crescut simțitor. În luna februarie, consumul de gaze a crescut cu circa 65% față de luna ianuarie, dar ar trebui să facem o comparație și cu luna februarie de anul trecut. Media consumului a fost undeva peste 60%, ținând cont de faptul că anul acesta, în februarie, a fost temperaturi record. Media temperatură a fost undeva la minus 10 grade, constant circa 20 de zile. Dacă în ianuarie, pentru un apartament cu două camere, factura a ajuns în medie la 120 de lei, în februarie a depășit 200 de lei.